Da, mă, hai să trecem la ăștia noștri care ne interesează, că vedetele sunt cum sunt. Câteodată mă bucur pentru perioada asta care a trecut peste voi. Ipocritelor! Că v-a distrus, v-a dat la temelie și v-a rupă genunchi. Ce naiba e asta? Mă rog, cum se numește? Boala lui Calache asta. Mă rog, pe care o haliși toți. Da. Băi, am lăsat pe aia cu cerealele și cu tatuajele. Data trecută, oricum am rămas dator de anul trecut. Băi, și cât am uitat, mă, de anul trecut? Ce faci? Îți rozi unghiile? De anul trecut am rămas datoare cu 7 miliarde de chestii care nu le spun, că n-apuc niciodată să spun tot. Când intru, am dită mai asta în cap și n-apuc niciodată să... să spun tot ce vreau, că sunt cenzurată, pentru că pe eu tot așa, că nu pot să vorbesc câte două ore, că așa. Las că pe aplicație nu-ți fiu cenzurată de nimeni. Nici pe Parleu, nici pe nimic. Mi-arăt ceva? Fac ceva pe păr. Deci am rămas la ăștia, la mafiozii cu cereale. Am avut foarte multe reacții cu cererele, adică inclusiv m-au sunat cunoscuții mei și mi-au zis, stai-mă un pic, adică eu nu o să mai pot să mănânc cererele, ce trebuie eu cu ce faci? Eu v-am spus să nu mâncați, adică chestia asta cu... Eu v-am spus că doar fătălăii papă cereale cu lapte, eu asta am spus. Adică îți iei castronul cu cereale cu lapte, te ascunzi în dulap și mănânci. Închizi lumina și încezi să mănânci. Și cu asta basta, sau că nu te vede nimeni. Ce, alea care mănâncă mici, nu le-am zis să alerge după bloc? Să se ascundă, să mănâncă mici, să vin să toarcă înapoi, prințese. Eu am spus că prințesele nu mănâncă fasole. Eu n-am spus că amețitele nu mănâncă fasole. Am spus că prințesele. Și că nu sunteți prințese. Sunteți prințese? Nu. Nu sunteți prințese. Voi nu sunteți fătălăi? Nu sunteți fătălăi? Vedeți că rupeți ciumbă pe cerunchi? De două săptămâni. Toți sunt plecați la Jumbo și la nu mai știu care dracu de magazin, că nu le știu numele și n-am fost niciodată. După ce au terminat cu fardurile, toți fătălăii cumpără globuri. Eu într-adevăr am văzut mult mai puțini fătălăi fără ciorapi. Recunosc. Și foarte puțini, spre deloc, cu poșetă. Bă, recunosc că a avut impact pozitiv verdictul. Au dispărut poșetele aproape de tot, borsetele și s-au pus ciorapi, cât de cât. Nu total, dar s-au pus. Uite, colegul nostru astăzi nu vine pentru că n-avea șosete, ca să știți și asta. Deci el nu vine pentru că n-avea șosete, că n-avea șosete. Și zic, bă, noi cum să vină, cum să vină, să vreau să vin și eu astăzi să mă uit, că vine să râdă. Și nu pot să vin că nu mi-am uitat șosetele acasă. Ce dracu mai ceva câte doar. Mă rog, să revenim. Toți fătălăii, toți, pune șosete în mașină, nebunule dacă lui. Toți fătălăii, ori împreună cu ele, sau singuri, sunt pe la Ikea și pe la... Jumbo și pe cumpără globuri împreună cu ele și sau singur și decorațiuni de Crăciun. Înainte când se pleca singur de acasă, măfiutule, se pleca la sex. Doar acolo pleacă bărbații singuri. Bărbații, adevărați? Când pleacă de acasă ei singuri dezlegați, pleacă la meci, bere și sex. Bărbații niciodată nu pleacă singuri să cumpere farduri sau globuri. Nu, ei nu pleacă niciodată singuri. Când ai plecat singur să iei globuri, nu te mai întoarce. Nu te mai întoarce. Sună-l pe Moș Crăciun, vezi, poate te ia la el. Să vii și tu pe 25, nu există. Cum ai tu ca bărbat? Bă, tu ești bărbat. Ce bine? Cum ai că te duci la un magazin unde e petal? Toate de astea cântăm muzică de Crăciun și tu te duci și începi să alegi globuri. Ce glob? Cum mi-ar plăcea? Anul acesta o să facem un brad așa pe două culori, argintiu cu negru, ne place, nu? Că se potrivește cu ce avem în casă. Shut the fuck up! Efectiv. Deci nu mai vorbiți. Nu există să ai pornirea asta.
Noi facem bradul împreună, noi doi, pentru și la sfârșit el se urcă așa și el pune el steaua, că eu n-ajung. Ia-ți scara! Tu n-ajungi, dar ce, are 3 metri și ajunge până la tavan? Sau cum? Ce bărbați! Eu n-ajung și se întinde el și pune steaua. Nu are cum nici el întins, cu mâinile întinse, pe vârfuri, n-are cum să ajungă să pună steaua pe brad, decât dacă bradul e până la buric. Nu există să ajungi. Cum ajungi la 2,20 m cu mâna întinsă? Hai să facem o probă, nu există asta. Nu! El este obligat să facă bradul. Dacă nu este femeie și nu este fătălău, el este obligat de tine să facă bradul. Și să faceți și poze, facem și poze. Ne puneam, avem un pulover amândoi cu Crăciun și avem, și cu ăla la micu i-am luat. La fel i-am găsit. Nu i-am găsit la micu, când nu-i găsim, îi facem maică mea, că știe să croșeteze și avem toți cu ren. Toți și ne îmbrăcăm și facem poză, toți cu pulover, la fel. Așa, suntem cozy și fiecare avem cană din aia cu brazi și cu ciocolată caldă în ea, că e Christmas spirit. Și suntem așa de sculți toți, mai răciți de la agresie. Când faceți poza de Crăciun, că se grește ciudat, că se grește la râs. Și facem așa poza asta de Crăciun cu el, fătălă, cu scorții. Pui scorțișoară în gână, că nu? O să face ție. Mafiotule, pistolarule, mi-a zis. Pablo bea și el cu scorțișoară, bă, nebunule, Narcos, ai văzut și tu? V-ați uitat la vreun episod, ați prins vreun Crăciun până Narcos? Cu Pablito, pe la brad, punând vârful de la brad, punea și el vârful de la brad, cred, cum punea? Cum? Cred că l-am împușcat pe unul care s-a urcat în cap ca să pună ăla. Eu cred că în momentul în care se calificau ăștia la Narcos, mă, cum ne voi uitați voi? Știți, mafioți, când se calificau ăștia să intre la Pablito în garnizonă acolo frumos, îi întreba primul lucru. Faceți bradul de Crăciun și împușca în cap. Direct, l-a stat loc în sânge. Nu există. Noi cum să-i pornirea asta? Bă, te junzi niște legume. Cuplurile trăiesc acum, măi, știi ce se întâmplă? Am terminat cu tot, cu educația și cu cititul și cu tot și cu tot și suntem, noi trăim sustenabil. Ce? De ce folosiți aceste cuvinte care nu știți ce înseamnă? Sustenabil și pentru că să scăpăm mediu, noi ne-am hotărât să trăim astfel și... Bă, băiatule, a început să umble. Bă, bărbat, măi, pătălăi! Umblă. Cu niște dale de cârpă, ceva, nu știu ce sunt, plase de cârpă, ce dracu stale, mă, nu știu ce. Păi ei nu folosesc pungi de plastic și pui brânza direct în aia sau cum? Cu zero, mergi cu zero pe metrou? Atârnă, curge zero pe picioare sau ce se întâmplă? Cu ce dracu mergeți la piața amețele, dracu? Voi cu fătălăie aia după voi? Ele nu mai folosesc pungi de plastic, merg la piața, au niște din astea așa de cârpă și cum îi pui brânză? Vreau să știu exact. Iei calupul din zer. Și îl pui direct în aia de cârpă sau cum faci? Și roiește zero până oraș sau cum? Amesteci acolo tot sau cum faci tu această sustenabil? Noi nici nu avem gunoi, pentru că tot ceea ce cumpărăm este safe, știi, for the environment. Și, vedeți că aveți rate, rate, ra de la TV, închideți televizorul. De ce nu are televizorul? Nu e sustenabil televizorul? Ăștia care trăiesc sustenabil, ca să salvați mediul. Păi nu mai puneți mâna pe plastic. Nebunii dracul. Aruncați telefonul la gunoi. De ce nu dați folos la telefoane? Sustenabilor ipocriți. Noi ne îmbrăcăm doar de la second hand, pentru că nu mai vrem să mai știți să... Nu, voi sunteți acele imbecile sărace care promovați să ne îmbrăcăm toți de la H&M. Pentru că nu e important cât costă hainele. Au, e foarte important. Ia uite aici lux. Mamă, cum se simte mătase asta și cu astea strălucitoare, așa, aulău, ce bine să simt astea, lux. Mamă, numai tu, uite, sutele de euro, cum se simt, foarte bine se simt, ipocritelor. Să ne îmbrăcăm de la H&M și la astea, nu, H&M-ul produce haine în țări unde copiii care le cos, zdrențelor, sunt plătiți cu $8 pe lună. Și le cos în subsol, în sub pământ, pentru că le cos ilegal. Știți asta? Sau nu? Ziceți nebunele dracu care ascultați voi, mai țineți minte când era, mă, Bono, îmi place muzică lui, că, dar când era el nebun așa și lupta el cu
Save Africa și Rahat și s-a aflat că nevastă sa avea un brand de haine și era produs în Africa. Cum facem? Ipocriți infecți, hashtag-ilor, astea sustenabile. Mă, ele știi ce fac acum? Deci cumpără doar ce este esențial și se duc la second hand și își cumpără ce... Păi nu, dar nu nebunele dracu, dacă sunteți atât de șmecherie, deci nu vă cumpărați second hand de la Saint Laurent. Că tot sustenabil e și aia, nu sens fi sărac și murdar și ne spălăm, vă spălați mai rar, ne spălăm, pentru că nu vrem să consumăm apă. Suntem țara atans aflată pe loc în puțitelor din Europa la consum de apă și săpun. Hai să pun șampon. Și șampon? Și pastă de dinți. Și pastă de dinți animalelor sustenabilelor. În puțitelor. Da. Ăștia sustenabili, prima dată nu se spală, după care își iau sacoșa de cârpă și iPhone-ul de plastic sustenabil și pleacă cu zero până oraș. Știi? Și pentru că de fapt despre asta este vorba. Și mă, știi ce ăștia, fătălăi ăștia, cuplurile sustenabile astea? Mă, știi ce? Ei nici nu fac brad de Crăciun. All. Pentru că nu sunt de acord să taie bradul de Crăciun și pentru că pădurile trebuie salvate. Vedeți că pădurile sunt furate fix. Cel mai mult de progresiști, nu de, da? Ca să înțelegem paranteza. Dar ei nu fac brad, știi, pentru că au găsit, știi ce brad facem anul acesta? Facem din cărți, cărțezi din hârtie, marș, adică din copaci. Facem un brad așa din cărți cu luminițe și sau pur și simplu luăm niște crengi deja căzute și uscate de pe jos și facem... Voiați să-mi luă Crăciunul? Da, luați-vă dracu, brad de plastic! Șmecher, te ține 10 ani, iau-te eu frumos, du-te la un expert, ai 40 de milioane, să vezi ce brad ai. Ce frumos e, frumos e ca cum vedeți voi aia. Da, da, frumos. Noi, adică preferam să ne luăm brad pe casă, miroase a brad și asta cu luatul bradului. Ne luăm brad natural pentru că îmi place să miroase a brad în casă. Niciun brad nu mai miroase, stop this fucking shit, ok? Dacă toți sunteți atât de sustenabili și de să salvăm mediul mai, luați-vă de plastic. Și îl aveți în fiecare an, îl speli frumos, dacă îl bei în sac și a doua, pac și de fiecare dată îl faci. Frumos, te duci frumos, dai cașcavaletele afară ca să arate bine că și ăștia de plastic, știi cum e, una e de la... Cocorul și alta este să iei de la mă pe expert, unde ce mi-a scump, dar te ține 10 ani și te-ai frumos, da, și putea vrea, da, uite așa, dau cu anigutalul pe-n casă, hau, două pufuri, puf, 200 de euro. Uite așa, și cum miroase, știi cum miroase brad? Aaa, zici că sunt în pădurea mea, așa miroase. Da, săracilor. Niște sărăci închipuite care o arde sustena. Noi nu facem nimic împotriva mediului înconjurător. Aoleu, dar ce faceți? Cum trăiți? Ia cum trăiți? N-aveți mașini? Nu, noi mergem doar cu bicicleta. Păi bicicleta are mânerile din plastic. Dați-le jos. Mergeți drept cu bicicleta din lemn, de fier, din aia. Trageți așa să n-aibă nimic. Pentru că totul e făcut din plastic. Dacă e, nu? Bă, dar astăzi mi-a povestit cineva, paranteza asta, nu? Că e din asta sustenabilă. Bine, îi dau două palme, non-stop. Că, na, o cunosc, e apropiat. Termină, ai pant of the piele, da, shut the fuck up. Am încheiat discuția cu sustenabilul și cu trotinetele electrice și cu ridinismele, da? Și îmi zice, bă, și m-am dus la piață, știi? Și le cunosc pe alea de la piață, nu știu, și m-am dus la măsline. Și eu am numai sacoșele mele de cârpă. Trec cu faci cu zero, pe piață, cu faci, închipuite lor. Ok, și aia de la măsline, știi ce ies, mă? I-a zis că nu îi pune măsline pentru că ea înțelege asta, dar ea o să pună în punga ei de plastic măslinele, pentru că ea nu bagă lopata de măsline în punga al cuiva. Ai înțeles? Femeia, topiați! Nu halește cretinismele! Că tu după aia te duci și o arzi pe plastic. Mă rog. Ăștia cu sustenabilul curului. Care nu fac brad. Băi, nu fac brad. Bă, tu voi înțelegeți că s-a ajuns. Că... Deci Crăciunul nu mai e ok. Deci mai e ok, mă, să ai brad. Bă, să ai brad, băi, animalelor. Bă, să ai brad, te bucuri de Crăciun, da, alea. De ce dracu vă bucurați, mă? Că vă rămâne grăsimea pe canapea. Vezi că ai, știți aia care au urmă la canapea de grăsimea aia, grăsimea, știți de unde? E din cap. Că nu se spală, de aia. E din cap, dacă știi. Știi, mă, și ele astea sustenabile, știi ce fac, mă? Nici măcar nu se rad. La subrac, nu se mai contează, mă, se radă și se epileze. Și că de-aia n-ați mai rupt salonele din martie, n-am mai fost nimeni la salon. Ce? Nu a mai fost, efectiv. Nu mai existați brontozaurelor. Sunteți pur și simplu, efectiv, din cave, în casă, sustenabilelor. Băi, bine că salvați planeta, salvați-vă dracu pe voi.
Salvați-ne și pe noi de voi, de fapt. Atât. Obositorilor care nu pot... El este obosită tot timpul, mă știu de dumneavoastră, pentru că ele gândesc foarte mult sustenabil și sunt foarte obosită, mă, și tot timpul nu sunt obosită și n-au așa energie să facă sex. Ce? În ce sens? Eu înțeleg că n-ai cum, pentru că nu ai cum să scoți efectiv savarina din boschet, că acolo e un boschet. Deci nu ai cum să arăți savarina din boschet. Că în momentul în care ai deschis savarina din boschet, e nenorocire. Adică eu înțeleg asta. Cu sustenabil, să fim sustenabil, să crească părul pe savarina. Nu merge, că suntem sustenabil. Nu e vorba că ești obosită să faci sex. Nu existi ca femeie. Este obosită, mă, și tu și iar așa avem migrena acum de la asta, de la virusul ăsta. Știi, au depresie așa și au migrena și dacă el apelează, știi că mai ăștia fătălăi ăștia din când în când, după ce efectiv dorm pe porn, este ca și cum mă înșeli. Cum? El se uită pe porn, știi, ea adorme pentru că obosită și adorme foarte devreme și el se urmă pe porn. A sărit asta, gata. Ei fac sex un minut, de aceea este normal ca aia să fie obosită să facă sex. Cât ai putea să faci sex în momentul în care se descoperă savarina din boschet? Cât mai mult de un minut? Ei fac sex pe net. E normal. Ok? Cu ce să puteți să facă cu sconsul? Și mai știți, doamne, și el o abordează pe aia. Și ea, băi, de ce alea care bă, te bordează la pâncas? Păi să vă spun ceva. Bărbații, așa e, fătălăii, mă rog, ei sunt available la acela sexul ca și asta e normal. De când le răsare râma aia pe la 12 ani, pe luni, când se trezesc ei, nu știu la câți ani, așa, ei sunt tot timpul cu ochii în cap. E normal. Așa ar trebui să... Bă, cum abordează? Ești obsedat? Nu, au trecut 6 luni. Nu, scuze. E iar ziua ta. Și n-am de ziua trecută. Și normal că ești obsedat pentru că te uiți la toate alea pe net. Nu, au trecut 6 luni și de aia sunt obsedat. Sunt un bolnav psihic care odată la 6 luni e obosită și atunci, odată la 6 luni. Ce dracu vreți voi, mă? Ce femei sunteți voi, mă? Care non-stop vă dă răcaie, păi am migrenă, am depresie, am rahat, păvăț. Dar ăla n-are voie să uită nici pe net, nici la... Ești obsedat, te uiți numai după femei. Păi după ce se uită pe bărbați? Nu înțeleg. Care-i idee? Asta sunteți voi. Ca femei. Marș!